12 persoane care au consumat carnea infestată a unui porc au ajuns internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Galați. Oamenii spun că au mâncat de Crăciun bucate tradiționale care au fost pregătite din carnea infestată. Acesta este cel mai mare focar de trichineloză din ultimii ani izbucnit la malul Dunării. Au consumat repetat până în momentul în care au apărut primele simptome, simptome reprezentate de febră, vărsături alimentare, mialgie, epigastralgie și edeme palpebrale, motiv pentru care s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase. La două persoane probele biologice au ieșit concludente pentru infecția cu trichinella spiralis. În momentul de față s-au recoltat seruri pentru diagnosticul de confirmare de la Institutul Cantacuzino. Alte 20 de persoane care au consumat aceeași carne sunt acum monitorizate de medicii de familie. În același timp, Direcția Sanitar-Veterinară a fost alertată și a recoltat probe pentru a testa carnea consumată de cei 32 de gălățeni. De asemenea, Direcția Sanitar-Veterinară a dispus confiscarea a 56 de kilograme de carne, precum și neutralizarea acesteia. Printre pacienți se află și copii cu vârstele cuprinse între 5 și 14 ani. Cele mai afectate au fost persoanele care au mâncat carnea în stare crudă. N-am controlat carnea. Termen de 3 săptămâni de zile am simțit simptomele. Când mă umflam, mă duream după cap, mușchi, picioare, mâini, dureri de cap, amețeam. Am terminat soția, după câteva zile m-a luat și pe mine dureri de picioare. Tot a spus doamna doctor, chemați pe soțul să facem niște analize și am, ieri a venit și a să așteptăm rezultatele. Mine a să cad jos. Amețel. Zic, eu... Senzații de vom ați avut? De da, toate. Da. Eu ziceam că, mă zic, poate o fi de la ernia de disc. Necazurile care sunt generate de o asemenea boală, care poate da, în cazul unor consumuri mari de carne și infestări masive, poate da și forme foarte grave de boală și chiar cu deces. Ani de zile în urmă am avut și cazuri de deces. Inspectorii sanitari încearcă acum să afle de unde provenea animalul. Pentru a evita îmbolnăvirea cu trichinella spiralis a celor care consumă carne de porc, medicii veterinari recomandă tuturor celor care sacrifică porci să facă examenul trichineloscopic.